dacă lui Joshua Castellano îi merge bine și are succes la domnișoare, ei bine, a venit și rândul fostei sale soții să-și refacă viața. Și nu cu oricine, ci chiar cu un milionar din Monaco. Dar ce contează banii când vorbim de dragoste, nu? Știm că poate părea greu de crezut, dar Joshua Castellano a fost căsătorit cu acte în regulă cu o româncă din Constanța, iar din dragostea lor s-a născut un băiat. Cu toate că lucrurile nu au fost roz între cei doi și au decis să se separe, au rămas în relații civilizate de dragul băiatului pe care l-au împreună. Anii au trecut, iar Vincent Castellano, băiatul celor doi, a ajuns deja un bărbat în toată regula. După despărțire, fosta doamnă Castellano s-a axat mai mult pe creșterea copilului, așa că nu a avut timp de vreo altă relație și nici nu a încercat să-și caute alt partener. Deși nu ținea să-și refacă viața lângă un alt bărbat, dragostea a lovit-o exact când nu se aștepta. Așa că soarele a răsărit în sfârșit și pe strada ei. Pentru că se pare că mama lui Vincent iubește și este iubită, iar totul s-a întâmplat tocmai la Monte Carlo. Mai mult decât atât, relația celor doi pare a fi una cât se poate de serioasă și care chiar ar putea duce la o căsătorie. Cu toate că cei doi îndrăgostiți sunt la început de drum, fosta doamnă Castellano pare a fi foarte fericită în brațele milionarului din Monaco, căci acesta o răsfață cum știe el mai bine. Și poate că, după ce a trecut printr-un divorț, era timpul ca fosta soția lui Joshua Castellano să-și dea șansa de a fi din nou fericită și de a-și întemeia o nouă familie.